Problemele sunt multe și, sincer să fiu, din păcate, afectează actul medical în sine și relația noastră cu pacienții, pentru că toate aceste acte administrativ-birocratice consumă timp inacceptabil de mult și activitatea noastră începe să devină țintită pe aceste softuri nefuncționale ale Casei Naționale. Legat de card, sistemul cardului de asigurat, pot să spun că funcționează, dar prost și cu frecvente avarii, și nu este vorba numai de softul cardului, uneori nu merge nici sistemul unic integrat, nici sistemul rețetei prescripției electronice. Așadar, cred că nu există săptămână în care să nu avem dificultăți. Uneori zile întregi, fie nu merge deloc, fie merge extrem de greu. În momentul în care aștepți validarea unui serviciu medical 15-20 de minute, lucrurile nu mai sunt în ordine. Invalidarea serviciilor este o altă problemă, pentru că nu numai că acele servicii nu sunt plătite, dar există riscul ca acele servicii invalidate să fie urmate în viitor de controle, fie ale Casei Naționale, fie ale Curții de Conturi, care să pună medicul în situația de a-i se imputa rețetele aferente acelor servicii medicale invalidate, pentru că în lege scrie, și îmi pare rău, dar legiuitorul nu s-a gândit la toate situațiile care vor apare, și nici Casa Națională, care gestionează aceste softuri informatice, după ce că gestionează niște softuri proaste, nu s-a gândit să protejeze sistemul medical față de asemenea avarii. Așadar, în lege scrie clar că de la 1 septembrie nu mai sunt valide decât serviciile medicale oferite cu cardul. Sigur că au existat niște ordine de ministru care să spună că în situația în care pacientul nu are card sau nu merge sistemul, se pot da fără card și le urci în 72 de ore. Toate acestea sunt lucruri care nu acoperă legislativ, pentru că o lege nu poate fi invalidată printr-un ordin de ministru, asta este foarte clar, o lege este deasupra unui ordin de ministru, pe de-o parte, și pe de altă parte, chestiunea urcării în sistem în 72 de ore este iarăși o poveste, pentru că dacă se strică sistemul informatic vineri, sigur, luni nu ți se mai validează și, repet, riscul este să nu poți urca serviciile în sistem și să ți se invalideze serviciile și să ți se impute tot ceea ce derivă din acele servicii medicale. Iată că în Constanța, de exemplu, la ora actuală, 275, mi se pare, de medici de familie, din cei 300 și un pic, adică 3 sferturi dintre medicii de familie din Constanța, au imputări legate de rețetele din anii 2013, 2014, 2015, care nu au putut fi urcate la timp în sistem. Deci nu este vorba de rețete false, nu este vorba de pacienți falsi, este vorba de rețete reale date unor pacienți reali care aveau nevoie de acele rețete, dar acele rețete nu au putut fi urcate în sistemul informatic. Știind cu toții cât de bine funcționează sistemele informatice ale Casei Naționale, mi se pare absolut aberant ca medicilor să li se impute aceste sume în situația în care nu a existat niciun prejudiciu, pentru că acele rețete trebuiau date. Nu a existat nicio ilegalitate, acei pacienți erau reali și aveau nevoie de ele, așadar este o aberație să li se impute medicilor sume, pentru că, de fapt, softurile nu funcționează bine și n-am văzut niciodată în niciun contract sancțiuni pentru Casa Națională în situațiile în care softurile nu funcționează. Casa trebuie să-și asume funcționarea acestor softuri medicale. Dacă nu funcționează, atunci trebuie să iasă pe post, să spună că nu funcționează și să facă altele mai bune sau să renunțe la ele. Nu este posibil ca în anul 2016 să se spună că a căzut curentul sau că avem eroare. Suntem în anul 2016 într-o țară europeană și trebuie să-și asume niște softuri funcționale. Asta apropo de softuri. Ca exemplu a lipsei de deschidere și de bunăvoință minimă a Casei Naționale, vă dau acel termen legat de 72 de ore în care se urcă serviciile medicale în sistem, dacă nu merge softul informatic. Am rugat ca cele 72 de ore să fie
mai multe sau să fie măcar 72 de ore lucrătoare, în așa fel încât să existe o șansă să poți urca serviciile în sistem. Casa Națională a refuzat categoric. De ce să refuzi urcarea în sistemul a unor servicii reale? Numai ca să furi cabinetele medicale sau spitalele sau în sfârșit ce alte servicii medicale se raportează vinerea și dacă nu funcționează softurile, nu se mai raportează deloc. Este inacceptabil că nu se acceptă, nu se realizează sau nu se recunoaște adevărul că sistemele informatice merg prost, așadar trebuie să existe o posibilitate ca serviciile medicale să fie urcate în sistem. De altfel, invalidările de servicii sunt o practică curentă și nu se întâmplă numai în medicina de familie, ci și în ambulatorul de specialitate și în spitale. Sigur, acolo afectează poate mai puțin buzunarul direct al personalului medical, dar în cazul medicinei de familie și ambulatorului de specialitate, invalidările sunt la ordinea zilei. Chiar dacă se dă și iată, se spune că aveți 10 servicii invalidate, pentru că nu sunt asigurați. Și noi demonstrăm că dintre cei 10, 9 sunt asigurați. Degeaba demonstrăm că acele servicii rămân invalidate. Degeaba acordăm servicii medicale pacienților care figurează fără card emis. Deci trebuie să le acordăm acele servicii medicale pentru că nu au card. Nu e vina lor că nu au card. Le acordăm, dar ele nu se validează. Contrar a ceea ce spune în contract, nu se validează, nu se plătesc și mai mult riscăm imputarea serviciilor medicale și a celor provenite din acele servicii medicale. Medicii vor acționa în instanță. De altfel, vreau să vă spun că au existat procese și la Iași și la Suceava. Medicii au câștigat aceste procese pentru că, evident, nu aveau vină, dar aceste procese se câștigă în ani de zile. În ani de zile și nu ni se pare potrivit să ajungem în asemenea situație.